Nu poți fi fericit dacă nu treci prin suferință. Eu toată viața mea am fost în căutări. Eu am dormit în gară. Eu am dormit printre ciobani. Eu am dormit printre lăutari. Am stat cu bețivi. Am stat cu pușcăriași. Am avut o perioadă când am băut cu ei. Așa a fost viața mea şi tu tamoi duce în noapte, tu tamoi duce în noapte. Bună la Iarăși, din nou, vă mulțumesc mult că sunteți aici, vă mulțumesc mult că mă urmăriți, vă mulțumesc că mă urmăriți într-un număr așa de mare, mulțumesc pentru recomandările voastre și așa cum știți, de fiecare dată mi-am propus să aduc invitații unul și unul pentru mine, nu pentru altceva, adică doar pe oameni pe care eu îi respect, pe care eu îi cunosc personal, cu care am am de împărțit și am împărțit valori comune, principii și oameni care au adus ceva în cultura României și nu numai în cultura României. Aici am un, un haiduc de munții Maramureșului, un, un om de profunzime rară și un om care a făcut pentru România în ultimii cel puțin 20-30 de ani mai mult decât au făcut mulți, 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 mulți români. Uh, am onoarea să l-am invitat pe un om de excepție, pe Grigore Leșe. Mulțumesc, Grigore, că ești aici. Doamne ajută, mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat. Să Am să încep cu prima întrebare pe care l-o pun tuturor invitațiilor mele. Cine ești, Grigore Leșe? Câteodată mă întrebă, cine ești tu, Leșe? Am scris o carte, la... a apărut la editura Humanitas, care se cheamă Cum știu cine sunt. Este, întreabă Moise, pe Dumnezeu. Tu cine ești? Și Dumnezeu răspunde, zice, eu sunt cel ce sunt. Dar tu, Grigore, cine ești? De unde știi tu cine ești tu? Și răspunsul meu este ăsta. Este așa. Prea mult m-a ca să nu știu cine sunt. Ce frumos! Cine sunt? Eu sunt un biet om, dar mi-am pe lumea asta. Așa. Și ce este foarte important să știe toată lumea, că în lumea asta trebuie să-ți afli sensul. Cu amicauta, bă, de ce ești un stare pe lumea asta să faci? Constantin Noeca spune așa. Cum să-ți afli sensul? Păi ce, cum să-l cauți? Trebuie să-l cauți sensul. Sensul este o instituție personală. Să nu veni din afară sensul vieții. De cu de alte cuvinte, din untru tău, tu trebuie să te alegi. Bă, de ce să o stare pe lumea asta să fac? Și atunci trebuie să dezlegi lumea. să-ți afli sensul, trebuie să dezlegi lumea. Că se spune așa, lumea mea e lume legată, cu lanțuri și cu lăcată, nu mi-e bine niciodată. De mi bine într un zi, trei și patru rău mi a avut am bine în viață când am fost la mama în brață. Dar de când am crescut mare, nu mă dor și supărare. Binele mi din pruncie, l -o suflat vântul un pustie, focul ardă apa Deci, iată, eu am plecat pe un drum, mi-am aflat sensul Adică, să spun mai clar, am deznodat lumea, că lumea e legată de trebuie deznodată. Pe păi cum deznodăm lumea asta? Păi trebuie să te știi pe tine, pe interior. Dar trebuie să ai să te cauți pe tine. Să te cauți pe tine. Ca să te În găsești. de astăzi, oamenii nu sunt tare cată. Ei vreau să facă de toate și nimic. Dom'le, eu mi-am ales un drum. Ca așa să zice. Așa se numește și emisiunea mea de pe TV3. Drumul lui Leșe. Pe care veniți pe drumul meu? Dacă veniți pe drumul meu, atunci voi trebuie să aveți o poveste. Cărare, trebuie să ai cărarea ta. Din păcate, oamenii n-au cărarea lor să duc pe cărări bătătorite. E plină România de oameni ăștia. E plină România. Eu mi-am aflat drumul meu. La Stoiceni, Maramureș, de unde, de unde ești tu, ți se spunea Grigore al lui Ionopriș. Grigore Leșe. Păi spun eu. E o întreagă poveste. Bunicul meu, când l-o făcut pe tata, cu mama Vârvară, pe mama Vârvară pe bunica mea o chema Leșe. Și când l-o făcut pe tata, iar pe bunicu l-o chemat Opriș. Pe mine trebuie să mă cheme Opriș. Opriș. Dar atunci când l-o făcut pe tata, nu erau căsătoriți. Și atunci pe cine să treacă cu coptilul? Păi Și l-o trecut da, da, da. pe mamei. Exact. Și eu după numai că după aceea ei s-au căsătorit. Dar în acte, când m duc dus la Consiliu și m uh, dus cu certificatul să te scrie, cu el, da. să mă înscrie acolo, la Consiliu, la Dumbrava, pe cum îl trece pe copil? Pe Leșe. Și de acolo vine numele Leșe. Ai fost băiatul mamei sau al tatălui? Măi, știi cum am fost? Mama mea și cu tata, când s-au adunat, ei nu s-au întâlnit la întâmplare. Tata mea la vânătoare. În munții, așa e să zice, în muntele Șatra. Muntele Șatra pentru satul meu este un sat de 140 de pomă. Este Sionul Țării Lăpușului unde soarele strălucește cel mai puternic. Să spune că pe Sion întâi strălucește Sionul, soarele pe muntele Sionului și apoi strălucește peste Ierusalim. Așa e vorba asta. Eu, eu de acolo vin. Și tata meu, Merg la vânătoare în, munți, în muntele Șatra. Și mama mea, Hore, era din satul Fânațe, dincolo de Șatra, cum îi spune la Piciorul Șetri. Când cânta mama mea, Damian, stăteau oamenii în sapă, cum se spune, să o opreau din lucru și hai să o ascultăm până stăție. Și tata meu, când auzit-o, pă, ce ar fi eu să am o femeie și să fac un copil să horească așa cum horește femeia Deci ai moștenit glasul de la mama ta? Păi cum? Glasul să moștenește. Glasul meu nu are nicio legătură cu Academia de Muzică. Glasul de la mama. Moștenesc glasul de la mama. Și mintea de la tata. Deci eu n-am nici pe lume așa la întâmplare, că m-a făcut numai să-i pe lume. Și când m-a născut, până la trei ani, m-a auzit gungurin pe lângă mama. Și zis, mama, Ion, câtă tata, zice, doar o copilă hori, că l-am auzit gungurin. Numai să spun, la trei ani am gungurit, după aceea am cântat până în ocol. M-au auzit vecinii și o prepă mama și zice așa, tu Năstasia, te uiți copilul. Am eu, am eu, zicea mama. Se zice, horește mândru. Păi eram până în clasa a treia, a patra. M-am dus în sat. M-am dus în sat și când ieșea mama de la biserică, opreau oamenii în sat și zice, tu, l-am auzit asară pe Grigore, pe acolo, până lemne, până pădure, până horea tău -i. Am eu. Nu mai zis că horez mândru, zis orește frumos. Așa. După aceea m-am dus pe toate satele Damian. Mi-aduc aminte că eram pe în clasa 5 -a. Știți cum e denumirea asta ce cap de afiș. Da, da, da. Eu eram cap de, cap afiș. de afiș, Eu copilul, pe cuvântul meu, dacă nu. Și mă duceau să rumpeau ușile la spectacole. Mi-aduc aminte. În căminile culturale. M-am dus până țara m-am dus în lume, dar pentru toate astea mi-a trebuit 55 de ani. Până la șapte ani de mine s-au ocupat străbunicii mei. Că sunt o copii care au trei ani de acasă, patru ani, nu au toți șapte ani de acasă. Până la 18 ani s-au ocupat de mine mama Anastasie și cu tata Ion, și acum să fii atent aici. De la 18 ani și până la 55 m-am ocupat eu de alții. Nu vine vremea să mă ocup și de mine? Așa e. Asta spune cartea asta, povești de astea. Doamne ajută, o să vorbim și pe carte. Înțelegi. Spunem cel mai important sfat pe care l-ai primit de la părinți. De la părinți? Păi știi cum? Pe mine am învățat cu, o, o, părinții meu să trăiesc în rost și în rânduială. Să nu mințesc și să salut oamenii când trec pe lângă ei. Eu dacă trecem pentru lângă un, om mai în vârstă ca mine și omul respectivul îl opre pe tata, tata îl pe Sfântul Nicolae. Deci nu trăiem așa la întâmplare. Eu din lumea aceasta viu. Știți cât e greu mi-a fost să mă acomodez într-o lume amestecată, o lume confuză. Că noi, că vrem, că nu vrem, noi trăim într-o lume confuză. Oamenii nu se mai țin de cuvânt, nu sunt în rost, nu sunt în rânduială, totul merge și așa, așa. La mine nu e așa. Și este foarte greu să mă acomodez. Ce vis aveai în copilărie? Ce vei să devii? Știi ce, ce visam eu în copilărie? Viseam, dome cu animale, visam cu păduri, visam cu flori, viseam bătrâni. Când ți-ai dat seama că vrei să faci muzică, că vrei să fii... Când mi-am dat seama, când mi-a spus mama mea, copilul ăsta, a Hori. Da. Eu când e la tria, aia. Când a fost prima oară când ai cântat pe scenă? Pe scenă am cântat în clasa a doua, ai avut emoții? Adică și în momentul ăla știai deja că asta vrei să faci? Nu. Da, nu, am cântat pe acolo, știam. Pentru că la noi, cântatul nu reprezenta o meserie. Bravo. Horem! Brav. Eu să știu la triai. Și apoi o vin celelalte, frământările de viață, șerpuia la lumii, școala de muzică și atâtea și atâtea. Și m-am trezit în ziua de astăzi că sunt în lume și că am deznodat lumea. Adică am dat sens vieții. Părinții tăi erau credincioși, Grigore? Părinții mei? Păi tata, când începe postul Crăciunului, zice Năstasăie, până la Crăciun, până n în florile de albe, gata cu orinca. De paș până n au Hristos în viet, fără orincă era. Oamenii se spovedeau, se cuminecau, era un rânduială, se iertau între ei, nu se dușmăneau. Eu toate astea le-am trăit lângă străbunicii mei și lângă asta. Știți ce? Știți de ce? Eu sunt, eu sunt plin de fericire în ziua de astăzi. Pentru că îmbătrânesc deodată cu mama mea. Mama mea are 86 de ani. Mulțumesc. Așa? Și îmbătrânesc cu mama. Când mă vede mama, se uite la mine Acum, de sărbători, am fost pe acolo, pe acasă, că m-au avut niște probleme. Are 86 de ani și asta. Dar am fost că în spital. Eu cântam la fluier, la parterul spitalului și era la etajul 1. Și comunicam prin muzică. Am trecut și prin asta. Care este prima rugăciune pe care ai învățat-o de la bunica? Înger, îngerașul meu. fra lui Dumnezeu. Eu sunt mic, tu mă fă mare. Eu sunt slavă vă fătar. În locul mă și e reale mă ferește. După ce îmi luam, mâna, zice, când faci rugăciunea să-ți iei clopul din cap, tatălui, și a fiului îmi punea trei de aștia, așa, numele tatălui, fiului și a sfântului. Și îmi purta mâna asta până, până știam să fac crucea cum să cade. Adică mama mea, aveam o criptă Așa era acolo o troiță unde mă duce, dimineața, la amnează și sara. Mă lua de mână, nu au ce în Nu zi după mine. Și zi după mine astăzi, zi după mine asta, m-am trezit că zic și o rugăciunile. Iar rugăciunea pe care o zic în ziua de astăzi, este rugă rugăciunea inimii, care se zice la 12 ani miluiește-mă pe mine păcătosul. Știi de ce zic rugăciunea asta? Pentru că rugăciunea aceasta mă face puternic. Și mă rog, de ce mă rog? Am aici inelul de la Muntele Atos, pe care scrie în greacă, Chiriei Sucristemul Eleison, și în România este Doamne Sucristos în miliește și când, când Doamne, Doamne, Se fiul lui Dumnezeu, așa pe mine, -mă pe mine, Și varianta scurtă este: Doamne, Hristos, Cristoase, da. miluiește mă Deci, aici. Știți ce forță am când mă culc așa, știți de ce mă rog să nu mă părăsească glasul. Glasul te poate părăsi la un moment dat. Ce Dumnezeu trebuie să aibă grijă de glasul meu, pentru că el, mama mi-o da glasul pe naștere și Dumnezeu mi-o da harul de a cânta. Când spun har, înseamnă că Duhul din mine e încărcat de har dumnezeiesc. Și o văd în ziua de astăzi că Dumnezeu are grijă de mine și din când în când își întoarce fața către mine. Să rămână foarte frumos. Vreau, pentru că am vorbit de mama ta, după mici ce s pun să cânte o piesă, Maica mai culiță, da. o piesă foarte frumoasă, foarte veche, nu e din folclorul, din folclor, e muzica lautarească, care e lautar. Păi nu, dar vreau să aud versurile cât de frumoase. Păi, orice muzică, dacă are emoții... Și să aud glasul și... lui Mircea, cât de frumos e. Da. Stimați ascultători, prin intermediul lui Damian Drăghici, invitat de onoare, domnul Grigore Neșe Așa cum suntem noi țigani obișnuiți să zicem împăratul împăraților Să da, de Damian să cânt o strofă frumoasă pentru domn profesor Pentru descoperitorul multor elevi Așa cum știm noi să cântăm și mulțumim pentru ascultare Mai Mamá yo play de la casa. कुछ हम पढ़ता होने गिर E frumos, ce vreau să spun... Păi ce lume extraordinară, mă, ce, ce mă... Măi, eu mă ocup de muzicile astea, am lucrat cu mulți lăutari, i-am filmat, am fost la ei acasă. De ce muzica aceasta trebuie să rămână în planul 2, dom'le, eu, eu tot nu înțeleg. Eu de eu, eu unul singur fac ce fac în televiziune, dar trebuie de urgență să aducem uh, uh, în față și să le dăm strălucirea pe care ei o merită pentru numele Lui Dumnezeu. Deci nu, nu mai putem merge așa. Adică eu am spus-o și la vedeta populară, spun, sunt în jurul acolo și tot timpul atrag atenția la muzicile lăutărești, mă. Mă, lăutarii sunt de meserie, mă. Sunt de măserie, mă. Noi nu putem înlocui lăutarii cu tot felul cu de când. Când din cântă, ăștia cântă care vin peste noapte și măr la anunț. ăștia oamenii care trăiesc din asta. Și mai ales acum pe. Și care transmit. Tra pe, cum adică transmit? Pe cum adică. Pe, dacă o muzică nu mă mișcă, poți să cânt cât vrei. Dar dacă mă mișcă, pe mine muzica, mă mișcă la prima măsură. Adică glasul și am văzut, cum ai pe făcut. Păi gata, azi. mă, stai un pic, mă, Păi este glasul. Și chestia da. asta. Răgușala din glas care vine pe lângă cu respirația este impresionant. Ce s-a întâmplat în România? Când s-a auzit așa și asta în, în perioada aceasta prolet cultist, așa se numește domne, o, o, o cultură care a venit în toate țările din Europa, din, est, din Estul Europei. În Bulgaria, în Ungaria, în Polonia, în România. Trebuie să cântați toți la fel și au uniformizat, au adus orchestre. Sunt orchestre pe model moscovit în România. Și atunci oamenii ăștia rămân undeva. Eu, eu sprind de bucurie așa când îi văd cântând așa. Păi dacă aș avea putere, și aș aduna pe toți din România până trăiesc și aș avea grijă și pe covorul și aș purta, jur. Pentru că ei, ei reprezintă o avere. Să nu uităm că lăutarii Domne, au cântat în toată Europa, au cântat în Căciul... Să nu uităm că a fost inspirația lui Enescu. Cum adică? Strasburg, au cântat la Paris, au cântat la Varsovia, au cântat la Budapesta, la Viena, unde n-au cântat. Dar ce vreau să spun? Muzica lăutărească a influențat marile concerte. Compozitori. Tchaikovsky, Mozart, unde Bartok, Bartok. Liszt. Și anume, tehnicile de a cânta, domne ei sunt trăitori, domne. Adică el când cântă, el, el, cântă viața lui, mă. Și eu nu înțelege asta. Și am înlocuit în perioada pro cultiste, am venit și am înlocuit lăutarea aceștia. Eu, ca profesor, eu trebuie să am grijă cum cânt, ce promovez, pentru că dacă mă... Și ce stafete, doamne, de Exact, departe. eu nu trăiesc, domnule, în ziua de astea, eu nu trec pe un de plată solis vocal. Tom, eu nu. Eu am fost profesor, am văzut de dar din când în când mai cânt. Da, a veni și a te băga peste lăutar și a face tu că tu ești lăutarul, este inadmisibil. Eu nu fac asta. Când oamenii ăștia asta de 100 de ani. Cum adică, domne? Dar trebuie să ne interesăm la modul cel mai serios. Începând de la cine vrei tu. Și pusă problema foarte serios în Europa. Adică, nu așa. Că noi te ne mândrim cu, cu lăutare. Te ne mândrim. Dar ce facem pentru ei? Nimic. Și acum, în perioada asta, domne, cum trăiesc? Eu trebuie să mă întreb. Că ei se descurcă greu, să știți. Că vine aici cântă, nu mai au cântări, au familie. Nu, hai să improvizăm, să facem altceva. Bă, ești e, -s, e -s de asta, mă. Sunt strălucitor, mă. Dar nu ne mai putem juca cu lucrurile astea. De eu tot atrag atenția de multe vreme în televiziune. Știu, și apreciez asta. Dom'le, serios? Adică eu am chemat toți lăutari din România. Eu am avut un concert cu Horia Roman Patapievici, când ne-am explicat la Horia, au înțeles. Să știți că toți lăutarii au venit și am avut un concert la Ateneu Român cu sala full. Cu lăutarii toți din România am făcut așa ceva. Și am spus, Horia, avem ocazia acum pe oamenii ăștia să-i răsplătim. Indiferent la ce cântă. Și Horia a înțeles. Toată lumea a avut onorariu, cazări, tot Dumnezeu s-au dus fericiți acasă. Știți când nu se supărat rău? Când mă rup de la inimă, știți? Așa? Când au, mă, au murit lăutară. Acum am murit cum a murit budulică de la, de la Goice. Da, noi a murit la graz, dacă mai ți minte, Gicu, a murit acum în zile. Cum adică? O... Că stați un pic ăștia cu pădureanu, cu, cu Catanga. Stai un pic, domne. Eu vor... Da, ei sunt lăutari, în... că și lăutari astea pe categorii. Normal. Stai, sunt lăutari domne de praf, sunt lăutari semi-urbani, sunt lăutari urbani, mă. Păi sunt oameni care cântă, băi, fii atent, care cântă la Viena, cântă fragmente de Schubert, cântă de Mozart, mă, nu deci de coale, Grigoraș din cu mă. Păi stai așa, despre ce vorbim? Știi că eu, eu am ținut cu muzică, eu am crescut între să știi că vecinii era erau Micloș, Iuluca, erau la Târgul Eu am fotografie aici în carte cu lăutari, țigani care mă acompaniau, domnule. Deci nu te joacă cu ei? Am oi pui pe lăutari să scânte pe noce. Știi, și, asta e o, de -o Nu! Ei cântă pe memorie, domne. Și e foarte greu să cânte după memorie și să facă armonii, domnule să facă o Știu că, că ești într-o luptă de atâția ani de zile că... și -a adică? în, promovarea folclorului și în promovarea muzicilor autorești. Adică? Simți că o... s-au schimbat lucrurile? Adică simți că oamenii Măi, acceptă mai sunt mari, sunt sau nu? Fii atent. În ultima vreme, oamenii au cam înțeles. Adică dacă au tot văzut că tot insist. Ba cu ăla, ba păi, ce, ba din gorj, ba ce vrea ăsta? Păi uite ce vreau, calitate. Mă, de ce vă văcați voi peste ce ce era? Și ca să, să zice la noi. Bă, ei sunt cetera și lăsați să cânte, mă. Eu vă dau un exemplu. Eram la o nuntă. Și când dau acolo? Eu eram în sală, la nuntă, în comuna Lăpuș. Și m-au invitat. Era cineva la nuntă și am trebuit să mă duc la nuntă. Nu să cânt. E invitat. Și oamenii, pe nu e și la joc, zi mă joc în sus. Păi eu cântate ce o cântat, dar numai nu cântat ce au vrut oamenii acolo să gânte. Și au început să strige lui el, bă, tu nu, nu bine. Eu eram de față. Păi zice, mă, nu striga, zice, mă, că e profesor. Știi ce replica a dat respectivul? Păi dacă e profesor, să margă la școală. Noi aici avem nevoie de ceteraș. Să ne cânte jocul. Așa e. Și-o trebuit eu să împac lucrurile fiind profesor acolo. Și am dat mare dreptate și tot, tot dau exemplu ăsta. Mă, nu ne putem juca. Uite, mai aici e vorba de armonie, mă. E vorba de acordiul, mă. E vorba de bas, Deci De ce? Cântă așa, adaga. Nu există, mă. Păi trebuie să ai ții tură la țamba. Mai poate fi recuperat folclorul și muzica lăutărească? Dar cum să nu poate fi recuperat, mă? Dar noi de urgență trebuie să alegem. Eu totdeauna le spun la tinerești. Mă, voi să la lăutari. Păi că nu. Păi trebuie să-i duci pe la lăutar, mă. De cum vrei să cânți dacă tu nu mergi pe la lăutar? De unde vrei să cânți? De ce te-ai făcut și profesor de muzică, Grigore? Nu știi cum. Dom'le, eu am fost la liceu de muzică. M-am scris la liceu de muzică și am studiat fagotul. Bun. Dar după ce am ajuns în Academia de Muzică, fagotul a fost fagot, eu n-am amestecat lucrurile. Eu n-am lucrat pe glas. Glasul am de la mama. Și când vreau să cânt, cânt. Deci pe mine nu mă aflu pe un stat de plată solist. Dom'le, confort diplomei, când mi-a dat diplome, mi-a dat diplomă de fagotist, eu puteam să cânt în orchestră simfonică, puteam să cânt oriunde. Am fost profesor. Și din când în când mai cânt. Dar asta nu înseamnă că eu zic de zi trebuie să fiu tot încântat de ăsta, tot după bani. Nu. Ei cu bani aici, nu eu. Adică lucrurile sunt... Somi... de ce cânt atât în ziua de astăzi? Pentru că e business un joc. E business, business, dar să fii, să fii potrivit la locul potrivit. Eu așa văd. Ai scris o carte care s-a numit Acum știu cine sunt. Când ți-ai dat seama cine ești? Știi că Când, când m-am risipit. Pentru că nu poți fi fericit dacă nu treci prin suferință. Că nu înțelegi. Eu toată viața mea, fii atent, eu toată viața mea am fost în căutări. Eu am dormit în gară. Eu am dormit printre ciobani. Eu am dormit printre lăutari. Am stat cu bețivi. Am stat cu pușcăriași. Am avut o perioadă când am băut cu ei. Așa a fost viața mea. Ca să aflu cine ele? ești. Păi ca să aflu. Păi eu cum cunosc că doamne, cum cântă ei dacă nu stau cu ei? Păi trebuie să stau cu ei. Pentru că altfel nu se arată. Un lăutar, un cântăreț, un bătrân, dacă nu stai cu el. El când bea din pahar, bea din pahar și îți arată paharul cu gura în jos. Și tu ce zici atunci? Pe păi eu nu bio, am zis să cule folclor. Trebuie să te cu el. Pentru că altfel nu se arată. Nu ești dar lui. Pe păi nu se arată. Și când nu numai să scape de tine. Așa tu trebuie să fii cu ei și trebuie să, fii fii dar lui. Mai fi atent să fii învăță cel. Pitagora spune așa. Bă, pe vremea lui Pitagora erau Așa că le învățau. Păi până să vorbească. Ho oh, oh, trebuia să treacă multă vreme. Cu alte cuvinte, trebuie să ai răbdare. Mai mult decât atât, Damian, eu vin dintr-o lume unde am văzut răsăritul cosmic și apusul cosmic, adică în soarele răsare și apune deodată cu steaua. Eu, trăie, eu am trăit în mitologii. Pentru mine, că, că unul era lângă casă, în, în râpă. Forțele malefice erau în tindă. Sorbul mării era în marginea satului. Eu așa am crescut. Credeți că omenirea o să mai se întoarcă la valorile de bază? Știi cum? Nu putem noi, de Dacă tu mă întrebi pe mine cum au cântat dacii, eu să spun, nu știu că n-am trăit cu ei. Noi trebuie să trăim clipa, prezentul, să ne raportăm la trecut. Să învățăm din trecut, exact. Dar să nu mă duc mult în trecut. Să rămân acolo. Dom'le, eu mă duc într-o generație, două, trei, cât pot fi să să asimilez. Relevante pentru acum. Și după aceea trăiesc clipa și mă uit ce se întâmplă. Eu aici pot da exemple câte vrei. De exemplu, dacă... Dau un exemplu cu Maria Tănase. Maria Tănase este un sumum al anilor 60, să spunem. Dumnezeu, a fost lăutăreasă talentată ca să o spunem. Da, dar până la lăutărea talentată Maria Tănase, în jurul eu a fost mulți lăutare. Să nu uităm, domne. Le, Legea proximității. Bă, exact, stai, fănică, fănică, bă, Străbunicul meu, fănică, fărămiță, bă, fărămiță, toți. Stai, fărămiță la ambul, fii atent și câți au fost, domne, zabaidu, Și toți. câți au fost în jurul ei și au venit așa ca o floare. A fost. Mulți au trăit imitând. că imiți, nu poți fi mare. Eu fac masa asta și o fac și tu. E aceeași masă. Dar tu trebuie să folosești ingredientele tale și ale mele. Și e aceeași masă. Dar cu ingrediente diferite. De ce nu ți place să cânți? Noi suntem români. Noi suntem români. Domnule, aici ar fi vorba să mă bagi așa într-o discuție despre patriotism. Domne, patriotismul nu este singura virtute pe lume. Patriotismul nu se moștenește. Devii. Cum poți deveni patriot? Să-ți faci datoria prin ceea ce faci. Să fii un bun meseriaș, așa, să fii un bun profesor și atunci ești mare patriot. Cum demonstrezi eu patriotismul și asta nu se strigă în gura mare? horind horile adevărate. Dar pe lângă patriotismul, să-ți mai trebuie un pic de inteligență, intuiție, în cazul meu, expresivitate, talent, îs multe câte toate. Și încă ceva. Eu când aud cuvântul ce noi suntem români, ce ar fi să cânt eu unguri așa? Noi suntem unguri? Noi suntem unguri? Eu, Damian, prin anii 70-80 am avut un cor de 108 persoane. Cine era în cor? Oameni care au fost pe front în Galiția. Știe cineva în România chestia asta? Nu. Păi chiar au cântat. Eu cu cor respectiv am fost dat afară de pe scenă. Și au venit cu cântece adevărate. De exemplu, Nimeni nu spune de unde vine cântecul patriozului lălăit atât pe la nunți. Primul cor din această țară românească a venit cu textele originale pe scenă în fața lui Homoșteanu. A fost corul din satul lui Botin dirijat de omul ăsta pe care îl vezi tu în fața ta la 69 de ani. Aveam Mulțumesc. în jur de 30 de ani. Și am cântat așa Hai să întindem hora mare mai aici și mai colea, mai aproape de hotare, ca să trece în granița. Pentru un picurel de sânge, nu ne vom înspământa, frații noștri nu ne vor plânge, țara nu ne va uita. Deci era un text de text. Ce au făcut ei? Știi că dacă când marșul ăsta, normal, Da, la 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 și baja acompaniament, știi, adică oamenii se ridică în asta. Dar se ridică nu pe drept, dar se ridică așa din etu, entuziasm. Doamne dă să aibă cânte cu inimă, dar nu cred. Pentru că dacă eu spun să trecem în vora Mare, mai aici și mai corea, mai aproape de hotare, peste toată țara mea, ziceau ei, sau până în Basarabia, Păi nu, știi ce, cum, cu ce sens au cântat ca să poată cânta? Se apreciează oricine? Propaganda? Cu sensul că ne întâlnim toți și facem o oră. Nu. Hai să întindem hora mare, mai amici și mai acolo, mai aproape de o ca să trece în granița vremelnic stabilită între țara românească și Ardea. Este cu totul la Nimeni în țara aceasta n-a avut curajul să cânte cu cuvântul graniță. Eu am cântat. Ai harul de a transmite oamenilor anumite mesaje. Care este cel mai important mesaj pe care vrei românii să l știe de la Grigoreleș? Știi ce trebuie să știi de la mine? Că trebuie să fie responsabil, să aibă conștiință, așa, că este vorba asta, zice. Deci, când ai rezultate extraordinare, dușmanii să facă, nu știu și prietenii devin triști. Deci tot ce faci pe lumea asta trebuie să fie cu responsabilitate. Că dacă mă vede lumea așa îmbrăcat, clopul ăsta e din Cordoba, haina, da, da, sunt cu gust. Stai, stai. Pe aici e problema. Păi te îmbrăți în haine țărănești, a te îmbrăca în țărănești, nu înseamnă că ești cel mai mare patriot de pe lume. Ei se îmbracă în haine țărănești. De ce? Că le place nobilitatea țăranului. Când se duc la sat, zic că de la oraș și când îți la oraș, zic că de la sat. Pe eu mă cu gust. Dar nobilitatea nu câștigi din haine. Păi nu, domne, nu, stai un pic, că noi când vorbim de țăran, este țăran, zice, există cum a zis, dar mai mult pe, pe, pe ăla cu sapa în mână decât pe intelectualul da, de la oraș pun care... înțeles, pun înțeles. Acestea sunt discuții de filozofie, au vorbit filozofii foarte mult și n-am inventat uh, noi filozofia. Noi și mulți nici n-am înțeles-o. Noi când vrem să vorbim și suntem muzicieni, trebuie să știm istorie, trebuie să știm psihologie, trebuie să știm filozofie. Școala asta ne învață. Cum ei descrie pe români, Grigore? Pe acum, român? acum. Unde s-a ajuns acum? Unde s-a ajuns acum? Este un popor care a trăit din suferință, dar vreau să spun ceva. Eu nu generalizez aici. Care este brandul României în ziua de astăzi? Să suferința. este. Brandul României în ziua de astăzi este suferința. Este. Păi dacă eu Mă duc în străinătate, eu trebuie să să, 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 să cânt suferință. Păi ce? nu sunt optimiști? Ba, da, prin horit devii optimist. Îți inima. Asta nu înseamnă că dacă eu vreau să mă stâng, trebuie să cânt e voioșie. Adică cântecele acestea sunt profunde și, din păcate, nu sunt cunoscute nicării în lume. Nu. No. Noi în lume excelăm totdeauna când ne ducem cu ciocârlia și dacă mă duc, am analizat aici ciocârlia, ce cu ea, este o melodie pe care se dansa. Și instrumentiștii au venit și au făcut un fel de spectacol din acesta, păvioară, și ați zis, nu cântă doi la fel ciocârlia, fac un fel de circ. Păi dacă te duci, domnule, de asta o faci conștient, dacă te duci într-o țară străină, și încep să bas pe tocul de vioară și să faci ca toate păsările cerului, după sigur că ăștia stau și se miră în sală. Doar de ce nu s-ar mira pe o hore adevărată din România care exprimă suferința? Asta era exact momentul în care vreau să-l pun pe mugur să cânte Măr Domnesc. <coughs> tehnică pe acordeon, pe vioară. La da întâmplare, mă. Cine cântă, cânte cine nu. Eu așa zic, bă, cine cântă, cântă, cine, cine nu, cânte cântă, nu cântă. Cine creează emoții, creează emoții, cine nu, nu. Dom'le, știe ce nu mă tem eu pe lumea asta, mă? Pentru că în momentul când îmi dau drumul la gură, creez emoție. Și asta nu se poate fura tehnicile astea, să imiți, da, poți. Dar nu poți fura emoția. Și nici nu, po nu. Nici nu poți crea dacă nu ai. Nu știu ce vine. Hai să fac un fragment eu acum, așa cum sunt. Uh, <coughs> Zambalu. Sol cu re, armonic. Așa. Și ritmul este acesta. Un iamb. bim, bam bamba. Atât. Let's just sing nivina nika ri Nui nivina nivika vari Komu ri me face țineți numai sol cu re nu mai schimbați mm. ste corgu diz coi me velo Solre sol re, do do si, la sol si sol ré mi ré do si si shot moi duce în noapte și tamoi, amoi duce în noapte până moi tâlnivi cu moarte până moi tâlnivi cu moarte dată. Să mă pui în copârșeu, Să mă pui în copârșeu, La un Locul Dumnezeu Că acolo Noi ne-o cum -um -ne Foarte acum Rambo, Eu nu trebuie să mă forțez aici pe scaun, adică aici are rolul mare sara când mă culc rugăciunea. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și dimineața când mă scol, zic... Gata, e glasul cu mine. Eu nu trebuie să-mi fac... Atâtea, atâtea, vânturi pe aici. Mă duc mă, 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 să ce vocalize. glasul cu mine. Stau pe scaun, nu m-am ridicat. Cre crezi în Dumnezeu? Păi, nu, acum stai nu un pic. Nu-i de ajuns să crezi în Dumnezeu. Trebuie să crezi că există Dumnezeu. Una este să crezi în Dumnezeu și alta este să crezi că există Dumnezeu. Și atunci, că sunt de ăștia, te zic, cred, cred. Orice zici, îi te repetă, cred. Și eu îl întreb, în ce? Păi, cred în Dumnezeu. Nu! Trebuie să crezi că există Dumnezeu și atunci ești până în capăt. Ți-e frică de Dumnezeu? Păi, domne, păi, dar la cine nu e frică de Dumnezeu, domne? Păi, cum adică, domne? Dacă am fapte bune, eu trebuie să fac fapte bune, eu pun ceea ce fac, în ceea ce când, eu să, se, se facă pe plăcerea lui Dumnezeu, mă. Eu nu pot să ies din lumea asta să fiu în afara lumii. Eu sunt în lumea asta. Noi în ziua de astăzi trebuie să avem frică de cineva, de Dumnezeu. Cu atunci când n-ai frică, piată ce se întâmplă. Fiecare face ce vrea. Dacă l-ai întâlnit pe Dumnezeu, ce l-ai ruga? Știi ce? să aibă grijă cum au avut și până acum și să aibă grijă de harul care o coborât asupra mea și să mă mai leșe cât îți pe lumea asta să pot hori. ca să zice așa, că după 60 de ani simți pașii de lup ai morții care dau târcoale începe în serarea melancolică înainte de Marea Noapte. Această frază m-a m-a frământat tot anul 2020. N-am ieșit din casă? Asta vreau să întreb. Ce părere ai despre ce s-a întâmplat cu pandemia asta și cu covid -ul? Foarte bine. Eu sunt fericit. Știi de ce sunt fericit? Pentru că mă aflu mai bine pe mine. Nu-i atâta zgomot în jurul meu. Eu n-am probleme. Am scris o carte, stau, cânt, pentru că horile spun pentru tine. Și așa că eu mă stâmpăr cu horile și Dumnezeu avea grijă de mine. A schimbat pandemia lumea? Sigur. În ce sens? Unii au făcut să-și tragă cornele la loc. Și alții? Și să se vadă mai bine. Să se vadă mai bine. Că unul au crezut că cucerez lumea. Și acum lucrurile se destilinesc. Cine horește, horește. Cine cântă, cântă. Cine zice din instrumente, zice din instrumente. Nu-i grija mea. Dumnezeu avea grijă de noi. Numai trebuie să iei cine ești în legătura ta în lume. Ce înseamnă iubirea pentru tine, Grigore? Păi iubirea e cel mai frumos lucru pe lumea asta. Cel mai frumos lucru. Ce frumos e să iubești. Să-i subești părinții să ți să copii, iubești copiii, să ți iubești, familia, să ți iubești familia, să pe Hristos, să iubești pe prietenii, oameni. E extraordinar. Să tot vorbește mai în ultimul timp despre iubirea de sine asta, adică să te, să, să te iubești pe tine. Ce părere ai despre păi asta? Nu pe ce să te iubești pe tine, trebuie să pești pe aproapele tău, să iubești pe oameni. Cu alte cuvinte, aș spune aici că trebuie să dăruiești. La mine, dacă vine un om pe drum și îmi cere ceva, eu trebuie să-i dau. Că Dumnezeu mie mi-a dat mai mult. Și dacă Dumnezeu mie mi-a dat mai mult, eu trebuie să dăruiesc. Un exemplu. Eram la curte de acești. Și a venit o țigancă la mine, de călderar. Zice, domnul, îmi dați de o cafea. Eu nu aveam bani cash la mine. Nu aveam mancheș. Zic, n-am bani. Știi ce replică mi-a dat? De ce vedete-ești dumneata dacă n-ai bani? Z -z. Și am dat dreptate. M-am întâlnit în București cu doi oameni care te tumblă cu un copil de mână. Și mă opresc de fiecare dată când mă duc la universitate și le dau. Eu când îi dau ceva la un om, trebuie să-i dau să se poată și descurca, să l cumpere un semn, să l cumpere un, de un leu. Așa. Și a zis, domnule, voi numai pe mine mă opriți. Zice, domnule Leșe, noi numai pe dumneavoastră vă avem. Fantastic. Și erau oameni. Toarmea un o rotă așa ce e fără ferestre. Am observat că de multe ori, am să spun asta din propria experiență, am crezut că mi se întâmplă asta în România, că mă cunosc oamenii și vin spre mine să le dau. Uh, nu că, că, -aș, că -aș, că, nu doresc să le dau, sau că, nu că, că nu face plăcere să ajut. Dar la un moment dat, eram bătat, dar ce se întâmplă de vin la mine? Pentru că mă cunosc. Și acum 5 ani, și acum 10 ani. Și eram în străinătate. Sau la Bruxelles, sau în Franța, sau mergeam pe stradă. Și am observat asta de-a lungul timpului și cu un prieten, dar nu sau cu cineva. Bă, zici că eu am făcut. Deci dacă merg, în Franța, în Germania, oriunde, unde oamenii nu mă știu și sunt oameni care au nevoie. zici că ei atrac ca un magnet și vin pe mine să le dau. Da, pentru că simt Duhul, simt Duhul blândeții, ei te simt, oamenii te simt, Domnule. Că vin spre tine. Nu, noi nu putem refuza, noi trebuie să fim buni. În lumea asta nu sunt oameni buni și răi. Oamenii sunt oameni. Și noi trebuie să înțelegem asta. Eu am înțeles de mult. Ce frumos da. ai spus. Da, eu, eu, am înțeles asta de mult. Deci nu... Cel mai mare regret pe care l-ai? Regret? Că nu a trăit tata mai mult. Ce fericit aș fi eu acum să-l am pe tata. Dacă ai avea o șansă să te întâlnești cu Dumnezeu și să-ți facă, să zic așa, băi, îți dau, Grigore, îți dau un miracol, și ai voie 24 de ore să-ți aduc pe cineva înapoi. Nu, eu nu mă pot băga peste voia lui Dumnezeu. El alege. El alege. Eu sunt biet om pe lumea asta. Eu n-am voie să-mi spun eu părerile și să... De ce e atâta lume prinde depresie și anxietate mai nou? Pentru că sunt... Trăiesc prea mult în viitor și prea mult în nu. trecut? sunt frustrați. Ei cred că tot ce zboară pe lumea asta e bun de mâncat. Ei nu cunosc poveștile până în capăt. Noi trebuie să avem grijă de oamenii ăștia. Noi trebuie să avem grijă. Ce părere ai de toată nebunia asta cu social media? Cu rețelele sociale? Dom'le, eu mă uit foarte rar la televizor, că nu prea am vreme. La mine cărțile în bibliotecă. Așa. rânduia la de zi cu zi. Eu îmi fac ordine în casă, eu îmi fac de mâncare, eu îmi pregătesc. Eu n-am vreme să stau toată ziua să urmăresc ce? Treaba nu. altuia. ea. -ai, ai menirea ta. Tu mi-o Eu mă adun în mine. Eu sunt unul în unul. Deci ca să stai toată ziua, te întreb acum, da? Da. Ca să stai să ai timp să te uiți la viața altcuiva și la fotografiile altcuiva, înseamnă că tu n-ai deloc de a face cu viața ta. Păi nu, păi înseamnă că nu te cunoști pe cine și te vrei să imiți, să faci ceva. Altcineva. Sau să fii gelos pe păi ce postează da, altul, ce? Sau unde e celălalt, sau eu, ce are celălalt. Da. Nu mă, ce-ar fi să fiu peste noapte Grigoreleșe. Și... <sus> și eu? nu, eu nu -mi pun mintea cu oamenii ăștia, eu nu judec cu oamenii ăștia. Pe Facebook se scriu multe. Rar mă uit pe Facebook poate scrie și câștigătorul premiului Nobel. Și ne va scrie din la coada vaci. Și, stai, pe Facebook poate scrie și prostul satului. Exact. Numai că știu unde e hiba. Că prostul satului scrie și se crede prevestitorul adevărului. Și atunci când e de ales între adevăr și neadevăr, Oamenii se duc mai mult spre neadevăr. Le convine. Nu se duc spre adevăr. Aici e hiba. E foarte simplu să te duci spre lucruri de astea simple. Timp de, de viață. Fără să gândești. Zice, scrie așa pe cruce la Tată. Zice, am gândit, am muncit și am iubit. Cred că o rămas din fiecare câte ceva. Așa scrie pe cruce la tata, pe muncimitrie. Am gândit, Dumnezeu am muncit și am iubit. Când. Păpuștivi, peste 30-40 de ani, când noi mai fii, cum vrei, cum vrei românii să -ți, să-ți amintească de tine? Știi cum? Dacă eu am scris cartea, acum știu cine sunt, știu și exact ce se va întâmpla eu nu trăiesc pentru lumea aceasta. Eu muncesc de 40 de ani să rămână ceva după mine. Și când vrei să rămână ceva după tine, nu poți trăi superficial. Eu mi-am asumat tot. Sunt în al șaselea loc unde stau. Și în fiecare loc am avut o poveste. Că să zice așa, E bine să schimb locul și oamenii să nu spui aceeași poveste. Am avut un loc la Lăpușul Românesc, Târgul Lăpuș, Cluj Napoca, Dristor, Baicului și acum sunt în Titan. Păi, de ce te tu ăsta așa? Pentru că în fiecare loc am găsit alți oameni. M-am dus în Baicului. Și ce început să mă întrebe aia de pe cu Dom'le, și ce faceți pe aici? Păi zic, aici stau. Păi cum aici stau? Zic, bă, da, aici stau. Știți ce am simțit pe ei? Fantastic. Dar atenție, că eu eram între ei, la butic între ei, la cumpărături în coadă cu ei. Zice, mai nu-i rău în România dacă și le cu noi. Te-ai gândit poate să pleci în România? Dom'le, am atâtea posibilități. Băi, când te duci din România, trebuie să știi de ce te duci. Adică, ce duci așa numai să fi dus. Când te duci în străinătate, nu te duci să trăiești pentru tine. Te duci să înfăptuiești un plan. Aici îl dau exemplu pe Enescu. Păi el s-a dus din România să facă școală de compoziție cu fore. Nu putea să facă școală de compoziție în România. S-au dus la clasele de compoziție, deși clasele de compoziție puternice erau în Germania. El s-a dus în Franța cu, așa, cu vioară, era și interpret, adică erau mai mulți enescu. Înțelege cineva în ziua de astăzi pe enescu? Eu mă uit pe magherul și văd statuia cum stă el așa și văd tot. Așa. Baraschi. Când l-a ascultat pe Enescu, l-a prins foarte bine. Dar iată că în ziua de asta ajungem să ne, bajem, să ne batem de la lucrările lui, putea să scrie Oedipul, dacă stătea în România, că să dă seama, concurența este concurență. Vorbiți de compoziție. Și și Ca în să zi... iasă din tine competitivitatea, ai, de capul meu, ai nevoie, mea. în legea proximității, de oameni care să scoată din tine. Păi stai nu un pic. Una dacă stau la o... Fii atent. Dacă, dacă stau la o masă cu oameni luminați, eu în ziua de astăzi aleg întâlnirile. Eu nu mă mai duc așa în mă să fiu dus. Eu, înainte de a veni aici la tine, am fost la criticul Pavel Șușară, unde am discutat despre expoziție, cum cu minte, adică mă întâlnesc cu Sorin Dumitrescu, mă întâlnesc cu oameni. În televiziune nu stau sub cer vremea, pe acolo, nu. cu oameni luminați. Și atunci și tu poți străluci. Dacă ai, ai ai în tine ceva, ai ceva de spus, altfel poți să te întâlnești cu cine vrei. Vreau să spun, dacă tot am vorbit de lucrurile astea, se mitizează mult în România. Nu dau nume. Nu dau nume. Că se supără oameni. Prea mult se mitizează. Nu-mi place să trăiesc din mitizări. Se fac multe statui în România. Busturi! Este o haiducie folclorică în România. Eu mă feresc de statui, mă feresc. Eu văd de cartea mea și e ce am de făcut pe lume, că de aceea e pe lumea asta. Să lăs ceva după mine. Nu știu ce ar rămâne. Ce va rămâne? nu trebuie să judec eu acum. Noi de acum vom fi judecați. Eu acum judec muzicele anilor 60. Ce simfonic. frumos! Îți dă sănătate, Grigore. ai vorbit în suflet și mai chiar mai da. profund. văd. adică... Știi că de mult respect te iubești și știi că de mult am împărtășit împreună pe scenă și pe mai multe scene de-a lungul anilor. Da, ne damian, știm acum decât de cât? De da, 11 ani? 12 știi Ce, da, eu spun, eu totdeauna când te-am chemat, tu nu știi niciodată când am văzut genialitatea din tine, genialitatea tu mi-o poți arăta într-un minut. Dacă tu, într-un concert cu mine, la ATN, unde am cântat, unde am fost, tu nu te arătai? Puteai să cânti orice. cântat asta în fluier? Nu. Oh. în tăcere, când durere, când optimist. În când la mireasii, când pleacă mireasă de acasă. Băi, leașe, tu câte știi, zice, în fluier? Una. Păi nu știi două? Nu. Dar câte hori O hore. Păi de ce nu știi două? Păi nu știu că nu mă hore pe lumea asta și când nu mă hore pe lumea asta, Horea face pui. Oare are și pui? Eu nu trebuie să cânt. Eu nu cred că cine cântă Brahms sau cine cântă Ceaikovski trebuie să mai cânte în Con Ceaikovski. Când concetul concertul de vioară pentru Vior și orchestră, când Tchaikovsky și nu mai pot să cânt. Pe păi asta e ca și la Tchaikovsky. Adică, când zic la Miresi, pe ce mai poți cânta am fluire altceva? Că știi ce? Acești ce? Și respirație și articulație. Și ce, ce ai și emis te... odată, cum spunea și Cerebidache, Dumnezeu să-l ierte marele Cerebidache, nu poți să mai refaci iar și a doua oară muzica aia. De-aia nici n-a vrut să fie înregistrat de foarte multe ori. Băi, omul Dumnezeu... Asta ce a ieșit acum, acum nu o să mai iasă la fel pe stomerii. nu atent că de S-a schimbat înăuntru Ia, -a -a schimbat se tot moleculele, s-a schimbat tot Că se în durlăturile este u. că se iasă în durlăturile astea, astea vinde de mult. Au. Păi că se face așa, că îi fac așa... Cam așa fac. Și nu știu de ce nu le iese. Ăsta deja e duhul din tine. Și duhul din tine e respirația. Că fluierul nu-i de aci și până aci. Fluierul e de aci până aci. Și asta de unde vine? De la Dumnezeu. Și după ce Dumnezeu îți dă asta, trebuie să te luminezi. Cum? Prin studii. Să-ți găsești calea. Păi să-ți găsești calea. Da? Aici e toată povestea. Grigore, să zăme o sănătate, îți mulțumesc mult, tot că ai venit. Doamne ajută. Apreciez întotdeauna. Sunt lângă tine oameni buni. Valori ca Grigore, avem nevoie de oameni ca el să-l iubim, să-l apreciem și să-l susținem în tot ce face. Cu mare respect pentru Grigore. și aplauze. Vă mulțumesc. Doamne ajută.